Salutare, bine ați venit sau revenit, asta depinde de voi, dacă e prima dată când vedeți aceste videoclipuri. Dacă vă plac, dați un subscribe la canal, iar pentru cei care mă urmăriți de ceva timp, mersi de subscribe. Videoclipul ăsta, după cum bine știți, e un videoclip în care prezint ce am cumpărat din piața de vechituri. Deja am ajuns la episodul 61. Aproape 2 ani de zile am făcut seria asta de videoclipuri și nu o să mă opresc. Da, asta e, am mai spus-o și în alte videoclipuri, în funcție de buget. Așa că poate mai subțire episodul ăsta, dar tot m-am ales cu ceva jocuri, chiar a fost o zi ok pentru jocuri. Și ia să și vă prezint ce am primit prima dată. Oamenii când nu mai au nevoie de ele, mi le pasează mie. Așa, un controller pentru Sony PlayStation 3, perfect funcțional, dacă cineva și-o gravat numele pe el, da, într-o condiție în rest estetică foarte bună. Și asta a fost luat din piața de vechituri, un joc pentru PSP, complet, cu manual, presupun că tot din piața de vechituri, dar nu știu cât a fost prețul, nici nu contează, dacă ai primit, nu te mai interesează prețul la ele. Și un volan pentru Xbox, original, încă nu știu dacă e funcțional, urmează să-i fac un test, pun un arc în el, sunt curios dacă o să meargă. Să văd cum am timp de el. Acestea trei au fost primite. Deci, cum spuneam, dacă oamenii nu mai au nevoie de ele, mi le pasează mie. Și acum voi trece și la achizițiile din piața de vechituri. Am așa un braț mai mic de jocuri. Le pun aici. Și am așa un roman grafic realizat împreună cu Comisia Europeană. Nu știu exact despre ce e vorba în el, încă nu l-am citit. Dar arată ok în interior. Patru vieți, patru parcursuri. Da, ceva slice of life. Ceva poveste de asta. Arată chiar ok. Acesta a fost 5 lei și a fost și fix prima achiziție pe sâmbăta respectivă. Așa, jocurile, majoritatea au fost 10 lei, excepție unele dintre ele, adică 3 jocuri. Joc de PSP, World Tour Soccer, Challenge Edition, complet, cu manual. Mai avea doamna acolo grămadă de jocuri faine, dar spus buget mai mic. Fost 10 lei. Fear 3, tot complet, cu manual, disc în condiție super ok. Tot 10 lei, deci chiar au fost foarte multe jocuri. Resident Evil, ăsta e 6-le. Atâta că coperta daneză, complet cu manual, bine, în jocul o să aibă și engleză. Cred că bine am zis că e 6-le, da. 10 lei, Tom Clancy Hawks, ceva Flight Simulator, tot complet, cu manual, l-am luat împreună cu jocul de PSP, 10 lei, o parte din jocurile cumpărate le-ați văzut și în videoclipul cu plimbarea prin OSR și alte chestii ce le-am mai văzut pe acolo, așa. Resident Evil 5,
Tot complet, cu manual, într-o condiție super ok, tot 10 lei. Este 3 jocuri, le-am luat de la aceeași persoană, Resident Evil-urile și Fear. Chiar le-am prins la un preț ok, așa. Și mai am 3 jocuri pentru PlayStation 2. Așa. Colin McRae Rally 4. Le știți, presupun. E complet cu manual. For distribution outside the UK only. Chiar într-o condiție foarte ok. Astea le-am luat pe final, nu mai filmam deja pentru episodul cu piața de vechituri. Acesta a fost 20 de lei. Gran Turismo. Concept. Complet cu manual. Doar că da, manualul iară în daneză. Nu cred că are și engleză. Îi prefera să fie complet în engleză. Dana, asta e. Mai aveau acolo încă aveau o cutie plină cu jocuri de PlayStation 3, PlayStation 2. Da, cum au cerut 20 de lei pe ele și pic 60 de lei erau ultimii bani, am zis că nu mai cumpăr. 20 de lei. Na, bun. Și ultimul joc e un joc Star Wars, Starfighter, în limba engleză. Tot așa. Complet, cu manual, într-o condiție foarte bună. Dacă are, mai are rost să vă arăt manualul. CD-ul chiar foarte ok. Sau DVD-ul ce-o fi. Tot ceva simulator. 20 de lei, cum spuneam. Și cam astea au fost achizițiile. De ziua chiar a fost super ok pentru jocuri, plin de jocuri. De obicei nu se cam întâmplă asta, dar în ultima perioadă au fost chiar foarte multe jocuri. Dana, când e buget limitat, te abții. Așa că poate weekendurile următoare, când o să mai ajung, probabil va fi un haul mai mare de jocuri, poate chiar și console. De data asta le-am zis pas la console, deși eram tentat să cumpăr. Așa că cam acestea au fost achizițiile. Mersi de vizionare și ne vedem în curând cu noi videouri. Salut!